și bine ați venit la ultima conferință de presă pe care Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia o organizează anul acesta. Așa cum ați primit invitația la sfârșitul săptămânii trecute, conferința de presă de astăzi va avea ca temă implementarea programului operațional regional în regiunea Sud-Muntenia. Cu precădere, având în vedere că suntem la Călăraș, vom răspunde la întrebări privind proiectele care se implementează în județul Călăraș. Era anunțat și Liviu Mușa, directorul agenției. Din păcate, a fost nevoie să se ducă la București la o ședință, astfel încât era cumva cam târziu să revocăm această conferință de presă și respect pentru dumneavoastră, o ținem. Lângă mine se află doamna director economic, doamna Mirela Tache, doamna Rodica Ioga, șefa serviciului verificare VOR, și domnul Daniel Ștefan, șeful serviciului evaluare, selecție și contractare, alături de colegii mei din cadrul serviciului comunicare. Cu alte cuvinte, toate întrebările privind implementarea VOR în regiunea Sud-Muntenia, precum și întrebări legate de activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională, vor primi răspunsul, pentru că toți colegii mei sunt prezențialiști. Pentru început, aș vrea să vă dau câteva detalii legate de activitatea Agenției, având în vedere că la sfârșitul săptămânii trecute, mai exact joi, a avut loc ultima ședință a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Și cu acea ocazie a fost prezentat raportul de activitate al Agenției pentru primele trei trimestre ale anului 2019. Din acest motiv, veți vedea pe slide-urile următoare câteva detalii legate de activitatea Agenției și voi începe cu activitatea de resurse umane, cu faptul că o parte dintre colegii noștri au participat la o serie de cursuri de instruire în perioada 1 ianuarie 2019-30 septembrie 2019. De asemenea, numărul de angajați la începutul anului 2019 era de 137 de persoane, dintre care au urmat șapte angajați noi, iar procentul de retenție în cadrul instituției noastre este de 94%. În ceea ce privește activitatea de audit, ca urmare a analizei riscurilor efectuate de biroul de audit intern, s-a întocmit un plan anual de audit, iar potrivit acestuia au fost realizate două misiuni de audit de regularitate. Astfel au fost efectuate misiunea de audit de regularitate, ce a avut drept scop verificarea conformității procedurale a activităților privind monitorizarea proiectului și, de asemenea, consilierea acordată organismului intermediar pentru implementarea procedurilor de verificare a celor de prefinanțare și plată și rambursare depuse de beneficiari. În ceea ce privește Direcția de Dezvoltare și Comunicare, activitatea direcției principale se desfășoară pe trei paliere. Primul palier este cel reprezentat de serviciul comunicare, serviciul care are ca atribuție principală promovarea agenției și a regiunii, dar nu în ultimul rând promovarea oportunităților de finanțare ale programului operațional regional. Prin acest motiv s-a făcut promovare în mass media, prin organizarea de conferințe de presă, s-a făcut promovare online și, de asemenea, apel des pentru potențialii beneficiari. În cele ce urmează, veți avea mai multe statistici privind activitățile desfășurate referitor la promovarea agenției și a proiectelor implementate pe promovarea online, administrarea paginii de Facebook, organizarea de evenimente în parteneriat cu instituții din regiunea Sud-Muntenia, din nou promovarea online, pentru că am avut o campanie de promovare online. Au fost organizate trei sesiuni de informare destinate potențialilor beneficiari, unde au participat 47 de persoane și, de asemenea, au fost organizate trei focus grupuri de descoperire antreprenorială. În ultimul rând, au fost organizate conferințe de presă și o întâlnire de lucru comună a MEOI. Ne-am păstrat obiceiul de a realiza buletinul informativ inforegional, iar în perioada menționată, respectiv în 1 ianuarie-30 septembrie, au fost realizate 35 de ediții electronice. În ceea ce privește serviciul dezvoltare,
În cadrul acestui serviciu sunt două activități principale, implementarea de proiecte cu finanțare europeană. Sunt 12 proiecte în implementare, însă nu vă voi da acum detalii despre proiectele implementate, ci mă voi concentra pe activitatea de planificare regională. De ce acest lucru? Pentru că, deși suntem în plin proces de implementarea contractelor finanțate din actualul program operațional, asta nu ne împiedică să ne gândim la perioada de programare 2021-2027 și în acest motiv au fost demarate activitățile de planificare în două direcții. Prima activitate este cea legată de realizarea strategiei de specializare inteligentă și în cele ce urmează veți vedea slide-uri cuprinzând activitățile, evenimentele la care colegii din cadrul Serviciului Dezvoltare au participat. Și a doua componentă importantă este elaborarea planului de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2027. Poți să dai din slide-uri, Cristina, să ne oprim la planul de dezvoltare regională, la 1-2. Colegii din cadrul Serviciului Dezvoltare au realizat analiza socioeconomică, ce va fi o parte componentă din planul de dezvoltare. În același timp, la începutul lunii noiembrie, a fost organizată prima întâlnire a Comitetului Regional de Planificare și ulterior aceste întâlniri au fost organizate în luna noiembrie, 7 întâlniri ale grupurilor de parteneriat local. Practic, aceste grupuri s-au constituit la nivelul fiecărui județ. În cadrul grupurilor de parteneriat local a fost prezentată propunerea de analiză socioeconomică. Le-au fost prezentate direcțiile de acțiune, ce vor fi urmați și obiectivele de finanțare care, după care ne vom ghida pentru perioada 2021-2027, urmând ca în luna ianuarie să avem întâlniri în cadrul grupurilor tematice regionale pe priorități. Mai multe detalii despre arhitectura instituțională și ce va urma din perioada 2021-2027 vor fi oferite de către doamna director economic Mirela Dache. În continuare, avem un serviciu de dezvoltare urbană în cadrul Direcției Dezvoltare și Comunicare, serviciu care se ocupă cu implementarea axei 4, axă ce are o alocare financiară de aproximativ 200 de milioane de euro. Colegii din cadrul Serviciului Dezvoltare Urbană au asistat autoritățile urbane și municipiile reședința de județ în scrierea principalelor două documente programatice, strategia și planul de mobilitate urbană, și apoi au asistat în realizarea celor de finanțare care au fost depuse pentru obținerea de finanțare în cadrul axei 4. În același timp au fost cooptați pentru implementarea axei 9, CLLT, iar activitățile desfășurate de ei le veți vedea, le vedeți, de fapt, în slide-urile pe care le derulează Cristina. Aș vrea în continuare să rog pe colegii din cadrul Direcției Organism Intermediar și să rog întâi pe domnul Daniel Ștefan, șeful Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare, să vă prezinte situația contractelor, mai exact a contractelor depuse și a stadiului evaluării și contractării în cadrul programului operațional regional. Mulțumesc frumos! Bună ziua! Programul operațional regional 2014-2020 a avut o alocare financiară pentru regiunea Sud-Muntenia de aproximativ 875 de milioane de euro. Având în vedere că programului se aplică regula N+3, adică tot ceea ce se implementează trebuie finalizat efectiv până la 31 decembrie 2023, din punct de vedere al serviciului de evaluare, procesul de evaluare, selecție și contractare se află pe final. Asta pentru că suntem la sfârșitul anului 2019 și vor rămâne aproximativ 4 ani de implementare pentru proiectele care vor fi contractate în 2019 și începutul 2020. Ținta este ca în primul trimestru anului 2020 să finalizăm contractarea pentru tot ceea ce a fost depus până în prezent. La ora actuală sunt semnate contracte
de finanțare în valoare de peste 650 de milioane de euro. Asta înseamnă 73% din alocarea pentru regiunea Sud-Muntenia. Sunt 642 de contracte de finanțare încheiate. De asemenea, sunt admise aproximativ 50 de documentații de contractare la minister, ceea ce însumează valorii încă 15% din alocarea financiară regională. 73 plus cele 15% trimise la minister, asta înseamnă că sunt angajate 88% din fondurile disponibile la nivelul regiunii. Pentru județul Călăraș au fost depuse 116 cereri de finanțare. Aici mă refer la proiectele depuse atât de mediu privat cât și de sectorul public. Sunt încheiate contracte de finanțare în număr de 46, din care 14 sunt unități administrativ-teritoriale. Iar în prezent suntem în etapa de contractare pentru axa prioritară 4, dezvoltare urbană durabilă. Asta înseamnă contractarea proiectelor depuse de municipiile reședința de județ, atât de municipiul Călăraș, cât și de celelalte 6 municipii reședință din regiunea Sud-Muntenia. Pe scurt, aceasta ar fi situația. Mai multe date referitoare la numărul de proiecte depuse pe axe prioritare, priorități de investiții, atât în județul Călăraș, cât și celelalte județe, găsiți în mapele pe care le aveți la dispoziție. Practic, ceea ce ne-am propus ca beneficiarii să aibă suficient timp de implementare, sper să și suntem convinși că vor realiza la începutul anului 2020. Mulțumesc! Doamna Iorca, pentru o proiectată de verificație, vreau să spun câteva cuvinte despre partea de implementare a proiectelor. Sper să nu vă plictisesc cu cifre foarte exacte vis-a-vis de cererile de plată și de rambursarea beneficiarilor. La nivelul anului 2019, mai precis din ianuarie și până în septembrie, au intrat în implementare un număr de 161 de proiecte. Deci, pentru acestea s-au semnat contracte de finanțare. Ele au fost 21 în județul Argeș, 9 în județul Călăraș, 33 pe Dâmbovița, 26 în județul Giurgiu, 8 în județul Ialomița, 55 în județul Prahova și 9 în județul Teleorman. Dintre acestea, am avut ca și plăți făcute, sau mai precis sume solicitate de beneficiari, am avut două categorii de cheltuieli raportat la nivelul anului 2019, respectiv sume solicitate în cererile de rambursare ale beneficiarilor și sume solicitate în cererile de plată ale beneficiarilor. Totalul solicitat până la sfârșitul lunii septembrie pe cereri de rambursare a fost de 121 de milioane de lei, iar pe cereri de plată 181 de milioane de lei. Ca și cereri de rambursare, județul Argeș a avut solicitat peste 38 de milioane, județul Călăraș peste 10 milioane lei, județul Dâmbovița peste 21 de milioane de lei, județul Giurgiu 1 milion și jumătate, județul Ialomița peste 2 milioane de lei, Prahova peste 29 de milioane de lei, iar județul Teleorman peste 16 milioane de lei. Asta raportat la cererile de rambursare. La acestea se adaugă și sumele solicitate de beneficiari prin cererile de plată, respectiv județul Argeș a solicitat 61 de milioane de lei, județul Călăraș peste 13 milioane, Dâmbovița peste 34 de milioane, județul Giurgiu aproape 7 milioane și jumătate, județul Ialomița aproape 9 milioane, județul Prahova peste 50 de milioane, iar județul Teleorman puțin peste 5 milioane de lei. Raportat la județul Călăraș, față de cele aproximativ 24 de milioane care erau solicitate la plată, cereri de rambursare plus cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie, s-au mai adăugat sume, pentru că beneficiarii au continuat să depună la noi cereri de plată și de rambursare, astfel că situația pe județul Călăraș este cam așa. Din totalul de beneficiari pe care îi avem în acest județ, 32 sunt beneficiari privați, iar 14 sunt beneficiari publici. Beneficiarii privați, din totalul de 54 de milioane de lei, aproximativ sume contractate, au solicitat la plată până acum aproape 23 de milioane de lei. Aceste sume sunt în diverse stadii, în sensul că o mare parte
jumătate din aceste 23 de milioane de lei sunt deja plătite de către minister, iar o mică sumă mai este în derulare la nivelul ministerului. Acum, pe final de an, se fac ultimile plăți. În ceea ce privește proiectele din județul Călăraș ale autorităților publice, este vorba de 25,5 milioane de lei sume solicitate, din care aproape 24 de milioane de lei sunt deja plătite de AMEPOR. Puțin peste un milion este acum în derulare la nivelul ministerului, în analiză, în vederea plăților către beneficiari. Cam astea au fost în mare sumele despre care am vorbit în cadrul proiectelor finanțate din fond. Mulțumesc. Vă va prezenta situația privind implementarea contractului de asistență tehnică cu autoritatea încheiată sau autoritatea de management, precum și câteva detalii legate de construcția sediului și viitoarea construcție instituțională a programelor operaționale pentru perioada 2021-2027. Bună ziua! Pentru implementarea activităților delegate de către Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sumuntenia a semnat în cursul anului 2018 un contract de asistență tehnică pe o perioadă de 2 ani de zile, respectiv de la 1 ianuarie 2018 până la 31 decembrie 2019, în valoare de aproximativ 38 de milioane de lei, din care 50% FEDER, 50% bugetul de stat. Pentru implementarea proiectului s-a scopul realizarea 8 cereri de rambursare, 8 rapoarte de progres, 27 de notificări privind modificarea contractului de finanțare în perioada raportată, respectiv 1 ianuarie 2019, 30 septembrie 2019. Au fost întocmite 4 cereri de rambursare, 4 rapoarte de progres, un act adițional și 17 notificări privind modificarea contractului. Ca și rezultate ale proiectului mai sus menționat, din cele 24 de luni de plată a cheltuielilor salariale pentru personal implicat în realizarea proiectului au fost efectuate 21 de luni de plată a acestora. Din 24 de luni de cheltuieli de asigurare, deplasare, cazare, tribună, au fost realizate 21 de luni. Două studii care în momentul de față au fost realizate integral, 55 de evenimente de informare și promovare a forului în perioada raportată au fost realizate 42 de evenimente, la care au fost 1169 de participanți. Și s-au realizat emisiuni radio TV, articole de presă și un site web creat și dezvoltat în specific pentru programul operațional regional 2014-2020. Aș dori să vă dau câteva informații referitoare la sediu. Da. Cristina, dacă poți să prezentarea. După cum știți, în cursul anului trecut s-a semnat contractul pentru sediul ADR Sumuntenia Corbe, în valoare de 7.796.366,95 lei. În momentul de față au început lucrările de construire, respectiv s-au realizat lucrările de organizare de șantier, s-au efectuat terasamente în proporție de 75%, care au constat în săpături, compactare teren și turnare strat de balast aferent compactării. Și pe partea de rezistență suntem la un procent de 21% din lucrările de rezistență. S-a realizat fundația, farmătura și betonul s-a turnat. În perioada următoare se va executa turnarea plăcii de pardoseală a demisolului. Aș dori să mai adaug câteva cuvinte referitoare la activitatea desfășurată de ADR Sumuntenia în cursul anului 2019.
Respectiv, în perioada august-septembrie 2019, Comisia Europeană, prin reprezentanții Digi-Regio, au fost prezenți în România, în vederea desfășurării un proces de simplificare a cadrului procedural, în vederea creșterii gradului de absorpție. În luna septembrie, respectiv pe 20 septembrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sumuntenia a fost unul dintre partenerii de discuție ai reprezentanții Digi-Regio și s-a avut în vedere examinarea tuturor documentelor și a tuturor procedurilor existente în cadrul programului operațional regional pe toate etapele, de la scriere, contractare, evaluare, selecție, monitorizare, proiecte, până în vederea identificării problemelor din actuala perioadă de implementare a acestora și identificarea unor soluții pentru rezolvarea acestora în următoarea perioadă de programare sau, dacă este posibil, chiar și pentru actuala perioadă de programare. În acest sens au realizat s-au atins anumite aspecte care vizează atât modificări de legislație la nivel național, cât și în ceea ce privește cadrul procedural intern la nivel de program. Cele referitoare la legislația națională au avut în vedere modificări ale HG 395/2016, respectiv normele de aplicare a legislației achiziții publice, articolul 17, care prevede cumularea valorii proiectului tehnic, a valorii estimate a lucrărilor de construcții, fapt care a determinat întârzieri majore în derularea proiectelor în această perioadă de programare. O altă modificare constă în modificarea OUG 26/2012, care să permită autorităților publice locale să elaboreze documentații tehnice înainte de aprobarea oficială a programelor, atunci când se va lansa programul, ei să poată să depună proiectul la nivel de proiect tehnic, să nu mai așteptăm atâtea luni până devine un proiect matur. Și de asemenea au mai fost identificate unele probleme în ceea ce privește OUG 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pe perioada 2014-2020, respectiv eliminarea restricției de a cere la rambursare cheltuieli mai vechi de 90 de zile, lucru care nu a fost impus de Comisia Europeană și acest lucru nu a îngreunat de asemenea modul de contare a cheltuielilor în cadrul actualului program de finanțare. În ceea ce privește partea de documente interne, ghiduri, proceduri, toată lumea ne-a pus de acord în sensul de a cere documente numai în anumite faze, să nu le mai repetăm în toate etapele de la depunere până la contractare, deoarece unele chiar își pierd valabilitatea și cere de mai multe ori acest lucru și să încercăm să facilităm accesul la finanțări mult mai ușor beneficiarilor, dar și nouă să ne facem viața mai ușoară în perioada de implementare a acestora. Atât pe partea de activitate a agenției. În ceea ce privește arhitectura programelor operaționale în perioada 2021-2027, o să fac o scurtă prezentare a acestora. O să menționez că informația este luată dintr-o prezentare a Ministerului Fondurilor Europene. Premisele care au stat la viitoarea arhitectură a programelor operaționale au fost menținerea sistemului de management și control al fondurilor europene aferent politicii de coeziune din perioada de programare 2014-2020, îmbunătățirea și simplificarea anumitor aspecte pentru a veni în sprijinul beneficiarilor politicilor de coeziune, descentralizarea implementării și creșterea leadership-ului din partea tuturor actorilor implicați. Au fost principiile care au stat la baza acestei propuneri. O mai bună coordonare între proiectele operațiunile finanțate, luând în calcul noile provocări, o abordare unitară în termen de proceduri,
o simplificare și mai bună coordonare pentru funcția de autoritate de management și funcția contabilă prin integrarea celei din urmă în cadrul autorității de management, concentrarea și asigurarea continuității expertizei, o adaptare reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional prin descentralizarea, gestionarea și implementarea la nivelul ADR-urilor. Aceasta este o noutate în ceea ce ne privește pe noi ca și instituție, o abordare inovativă și integrată prin elaborarea programelor multifond. Ca și arhitectură instituțională vor rămâne Ministerul Fondurilor Europene ca și coordonator pe politica de coeziune, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe partea de programe de cooperare teritorială, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe politica comună în domeniul pescuitului și fondul aferent afacerilor maritime și Ministerul Afacerilor Interne pe partea de fondurile aferente domeniului afacerilor interne, partea de migrație, securitate și pe partea de frontiere. Vor exista 9 programe operaționale. Acestea vor fi Program Operațional Dezvoltare Durabilă, Program Operațional Transport, Program Operațional Creșterea Inteligentă și Digitalizare, Program Național de Sănătate, Program Operațional Capital Uman, Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate, Programul Operațional de Dezvoltare Teritorială Integrată, Programele Operaționale Regionale, implementate la nivelul regiune, deci vor fi, nu va mai fi un singur program operațional, ci vor fi 8 programe regionale, pentru fiecare regiune în parte, fiecare cu specificul acestuia, și Program Operațional de Asistență Tehnică. Propunerea actuală la nivel național pentru funcția de autoritate de management este următoarea. Ministerul Fondurilor Europene pentru 7 din cele 9 programe operaționale prezentate anterior, Ministerul Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru programul operațional de transport și Agențiile pentru Dezvoltare Regionale pentru programele operaționale regionale. Deci vom deveni la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, dacă Comisia va accepta aceasta, vom deveni autoritate de management, vom mai îndeplini funcția de organism intermediar pe următoarea perioadă de programare. Foarte pe scurt câteva informații despre următorul program operațional regional, ce se va finanța, respectiv urbanul mare, mic, pe partea de infrastructură socială, educațională, mobilitate, eficiență energetică, încălziri, turism, patrimoniu cultural, digitalizare, servicii publice locale, soluții smart city. Smart specialization și transfer tehnologic, respectiv inovare, IMM-uri și digitalizare, rețeaua de transport județeană regională, partea de descărcări autostradă, conectivitate la rețeaua de bază CORTNT, doar în condițiile respectării concentrării tematice și a existenței sumelor disponibile pentru OP3, ITIC, care nu este la noi în regiune, pe regiunea vest, Valea Jiului și regiunea sud este Delta Dunării, capacitatea administrativă pentru beneficiari și asistență tehnică. Mulțumesc! Practic, în viitoarea perioadă va exista o descentralizare la nivel de implementare de fonduri. Așa cum v-a prezentat doamna Mirela Tache, fiecare agenție va deveni autoritate de management, ceea ce înseamnă că fiecare program operațional, chiar dacă va avea o arhitectură, să spunem, comună la nivelul tuturor regiunilor, va putea să finanțeze activități specifice fiecarei regiuni. Din acest motiv, activitatea de planificare, cea despre care v-am vorbit în urmă cu câteva minute, cea care conține întâlnirile grupurilor de parteneriat local, grupurile tematice regionale, tot acest parteneriat va deveni mult mai evident și mai pregnant în viitoarea perioadă, mai exact începând cu anul 2020, pentru că împreună cu partenerii noștri vom trebui să identificăm zonele unde se va putea face finanțarea potrivit celor 5 obiective stabilite de Comisia Europeană
Și împreună cu partenerii noștri, noi sperăm să realizăm și ghidurile de finanțare. Practic, descentralizarea de la nivel național înseamnă scrierea programului în regiuni, scrierea ghidurilor de finanțare în regiuni și, în ultimul rând, ne vom concentra să-i ajutăm pe potențialii beneficiari să realizeze portofoliul de proiecte strategice, pentru că viziunea Comisiei și dorința Guvernului este ca la momentul demarării noului program, adică 1 ianuarie 2021, să avem deja proiecte care să fie depuse, astfel încât să nu se mai înregistreze întârzieri în implementare. Trebuie să ținem cont de faptul că în viitoarea perioadă de programare nu vom mai avea regula N plus 3, ceea ce ne permitea practic să înregistrăm întârzieri în implementarea proiectelor, ci va fi regula N plus 2, ceea ce înseamnă în momentul în care nu ai cheltuit fondurile alocate regiunii respectiv țării, aceste fonduri vor fi dezangajate automat. Știți că în anul trecut, în 2018, a existat o concentrare extraordinară la nivel național în identificarea de proiecte care să fie finanțate, semnarea cererilor de finanțare, astfel încât să nu intervină dezangajarea la nivel național. Din acest motiv s-a decis ca programele operaționale regionale să se realizeze și să fie implementate, să spunem, mai descentralizat. Recunosc că acest lucru s-a văzut prin cooptarea agențiilor în întâlnirile pe care Ministerul Fondurilor Europene le-a avut cu reprezentanții Comisiei Europene. Practic, din luna septembrie încoace am fost aproape săptămânal la București și am participat la întâlniri, ne-am dat puncte de vedere cu privire la propunerile de activități eligibile ce ar putea să fie finanțate din toate programele operaționale. La programul operațional regional va exista finanțare din toate obiectivele specifice, cu o concentrare foarte mare pe partea de dezvoltare urbană, care va rămâne în continuare, și în același timp pe partea de competitivitate. Nu știu dacă știți, însă unul dintre obiectivele, primul obiectiv pe care va merge finanțarea în perioada 2021-2027 va fi cel privind competitivitatea, unde aproximativ 35% din fonduri vor fi alocate strict acestui obiectiv. Mare parte din obiectivul 1 va fi implementat în regiuni, urmând ca la nivel național să se implementeze, să spunem, proiectele strategice. Deci, începând cu anul următor, respectiv peste câteva săptămâni, va fi o activitate și mai intensă decât este în momentul de față. Ne vom concentra pe contractarea proiectelor din actualul program, pe implementarea efectivă și pe cheltuirea banilor tot pe actualul program și, în același timp, vom lucra la partea de planificare și de programare, pentru că acestea sunt principalele activități care ne vor reveni în calitate de autoritate de management. Până se va realiza memorandum, înțeleg că de la Ministerul Fondurilor Europene, că această arhitectură instituțională privind viitoarele programe va fi adoptată prin intermediul unui memorandum de guvern, noi ne facem treaba și scriem planul de dezvoltare regională. Din ce cunoaștem, la începutul lui ianuarie, Ministerul Fondurilor va realiza un plan de acțiune care va presupune, practic, transferul de responsabilități de la actuala autoritate de management din Ministerul Dezvoltării Regionale către agenții. Vom trece printr-o procedură de acreditare, pentru că, în momentul de față, toate agențiile sunt acreditate să îndeplinească rolul de organism intermediar. Și cam în sensul acesta vor merge lucrurile. Sper din tot sufletul să fiți alături de noi și să ne sprijiniți în ceea ce privește popularizarea acestor activități, pentru că este interesul nostru al comunității din regiunea Submuntenia să avem cât mai multe proiecte pregătite și dezvoltate care să obțină finanțare. Ori asta este pentru toată lumea, nu este doar pentru un anumit segment. Pe program operațional, așa cum v-am spus, vom avea activități finanțate din toate obiectivele, vom lucra în continuare cu administrația publică locală, dar și cu mediul privat.
iar acolo unde mediul privat nu va putea obține finanțare din viitorul program, să sperăm că vom reuși să completăm cu celelalte proiecte pe care noi le implementăm la nivelul agenției din programele europene Interreg sau DEI.